Potrivit Mediafax, guvernul speră ca prin aceste investiții să impulsioneze piața construcțiilor și să îmbunătățească pregătirea sportivilor. Programul numit Complexuri Sportive ar urma să fie finanțat din alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării și din alte surse, vizând construcția de complexuri sportive, finalizarea lucrărilor deja începute și reabilitarea structurilor existente. În perioada lui Adrian Năstase s-au construit peste 400 de săli de sport, cheltuielile s-au ridicat atunci la 167 de milioane de euro, iar multe dintre baze au fost lăsate în paragină. Miercuri, guvernul a avizat și alocarea de fonduri pentru un stadion de 25.000 de locuri la Brașov. Este vorba de 40 de milioane de euro pentru complexul de 5 stele Brașov Arena, care ar urma să fie gata în 5 ani.